eu o să vă povestesc câteva gânduri și o să vă spun niște povești din viața mea și un subiect, și anume puterea gândului, la care am început să mă gândesc de ieri, ca să spunem așa. De ce de ieri? Ieri a fost 11-a 2011 și cu o zi înainte, o bună prietenă m-a sunat și mi-a zis: Adrian, la ora 11:11, pe data de 11-a 2011, să ai gânduri pozitive ca să nu vină sfârșitul lumii. Și m-am uitat la ceas ieri, am văzut când a fost 11:11 și m-am gândit și eu: Doamne ajută să fie bine, să nu fie rău. Și uite că am apucat să ajung astăzi în fața voastră să vă vorbesc despre puterea gândului. Mi-a venit ideea chiar de la prietena aceasta a mea, care mi-a zis să am gânduri pozitive. Și m-am gândit, care este puterea gândului? Cum se manifestă ea? Și am început să mă gândesc cum mi se întâmplă mie. Ce mi se întâmplă mie? Câteodată mă gândesc că vreau un loc de parcare și acest loc de parcare, prea frumos, exact cât între mașina mea și în fața locului în care vreau să ajung, apare. Mi s-a întâmplat și vouă vreodată așa ceva? Da. Câți? La câți? Oh, nu sunt sigur. Nu sunt sigur. De asemenea, am și zile mai proaste. Zile când mă duc la baie, becul se arde. Pun mâna pe clanță, rămân cu ea în mână. Plec la muncă, nu e niciun loc de parcare. Dar în perioadele astea am observat că eu gândesc negativ. Mă gândesc, a început ziua prost, trebuie să continue prost. Mi s-au întâmplat și lucrurile astea? Da. Ah. Deci nu suntem chiar toți numai pozitivi. Deci gândurile pot să ne influențeze viața. Pare așa o găselniță nouă, dar am uitat în istorie și am văzut că Napoleon a spus că dacă sunt două armate egale, cea care câștigă este cea care are moralul mai bun, cea care își dorește să învingă. Deci nu e o chestie atât de nouă. De asemenea, dacă stăm să ne gândim, sunt miracolele care se întâmplă în biserică. Oamenii se roagă, cred, și lucrurile se întâmplă. Oarecum și aici poate să fie o putere a intenției. Dar aici intervine și divinitatea. Așa că m-am mai uitat după un studiu. Și am văzut un studiu făcut în al doilea război mondial, în bătălia Angliei. În bătălia Angliei erau piloți care decolau și se luptau cu avioanele germane. În general, nu prea supraviețuiau la mai mult de două misiuni. Însă ce-i făcea pe cei care supraviețuiau să ajungă la 5, la 10, la mai multe misiuni? Ce-i făceau? Le-au făcut niște chestionare și acolo îi întrebau ce au făcut, ce gândesc, și au observat că cei pesimiști nu prea ajungeau la a treia misiune. Cam niciodată. Și a observat că, în schimb, optimiștii, cei care beau o bere, mergeau la bordel, se întâlneau cu prietena înainte, se simțeau bine, aceștia ajungeau până la 5 misiuni să zboare și să supraviețuiască, fără să ardă în flăcări. Concluzia mea care a fost la chestia asta? Optimiștii trăiesc mai mult decât pesimiștii. Tare chestia asta. Și am mai observat încă o chestie, că și mai bine. Că cei care erau optimiști făceau toate lucrurile alea minunate. Bă, când pesimiștii se duceau la familie să spună: dragă mamă, dragă tată, la revedere. Și se duceau să stea într-un colț. Deci mai bine și mai mult putem trăi dacă suntem optimiști. Dar totuși, cum se întâmplă acest mecanism al puterii gândului? Cum ne influențează lucrurile? Câți dintre voi ați văzut The Secret? Și eu am văzut The Secret. Bob Proctor spune că cer universului și universul îți dă. Bun, eu nu am fost, sincer să fiu, mulțumit doar cu această explicație. Și atunci m-am mai interesat și am văzut că oamenii de știință spun că dacă ai gânduri pozitive, ai mai multă încredere în tine. Dacă ai încredere în tine și e sigur pe tine, poți să faci mai multe lucruri, ai mai multă forță, ai mai multă energie, să muncești, să realizezi ceva. Foarte frumos. Și s-au găsit chiar niște cercetători americani care au studiat acest efect. Și au luat niște boxeri și niște sacuri din alea de box cu care măsoară forța loviturii.
Și inițial li s-a spus, domn boxer, ești cel mai tare, o să învingi, tu ești viitorul campion, ești un titan. Ca tine nu mai e nimeni. Și boxerul a dat cam cu 30% mai mult decât dădea el în mod normal, fără să-i spună nimeni nimic. După care au luat aceiași boxeri și le-au spus că sunt mici, că sunt proști, că la ultimul meci au fost varză, că sunt buni doar să măture ringul de box în pauze după femeia de servici. Că femeia de servici e mai bună decât ei. Și oamenii au dat în sacul de box și au dat cam undeva între 50 și 80% din cât dădeau ei în mod normal, fără să le spună nimeni nimic. Deci există clar o legătură între puterea gândului, încredere și forța, motivația, energia care o avem. Dacă rămâne treaba cu miracolul. Totuși eu m-am gândit că undeva vreau să cred în Moș Crăciun. Chiar vreau să cred în Moș Crăciun și am analizat lucruri care mi s-au întâmplat mie. M-am dorit la un moment dat să am un ceas din acela nemțesc cu pendul de cămin. Și am găsit unul pe eBay și am uitat de el. Licitația a urmat să termine în 4 zile. Și într-un fel inexplicabil, cam cu 4 minute înainte să termine licitația, am avut o senzație că se termină licitația, m-am dus acolo și l-am cumpărat. A fost fantastic, pentru că chiar nu m-am gândit la chestia asta. Se pare că subconștientul lucrează. Dacă îți pui o intenție, subconștientul tău lucrează. Asta este explicația care o dau în acest caz. Acum vreo 3 luni de zile, doream foarte mult o anumită colaborare. Și am spus la mai mulți prieteni că vreau această colaborare și, minune, lucrul s-a întâmplat. De la cineva care nu-l cunoștea. Mi-a oferit acea colaborare, m-am dezvoltat în acea arie care mi-am dorit-o. Bun, aici cred că a fost, sincer să fiu, efectul networking-ului. Am avut o intenție, am făcut ceva în privința asta și, conștient, lucrul s-a materializat. Bun, cu ce am vrut eu să spun prin toate aceste povești? Și anume că optimiștii trăiesc mai mult decât pesimiștii, clar și mai bine. După cum am văzut și cu piloții aceia englezi, dacă avem gânduri pozitive, astea ne dau încredere și vom fi mai puternici, mai energici, mai motivați, e o chestie bună. Plus în afară de asta, dacă ne setăm obiective, dacă avem intenții de a face ceva, subconștientul sau conștientul, cum a fost în cazul networkingului, vor lucra și vom ajunge să ne îndeplinim acele obiective. Pentru restul lucrurilor care nu le pot explica, rămâne credința, rămâne divinitatea. Mulțumesc!